Deși pârtile sunt pline, închirierile de echipamente pentru practicarea sporturilor de iarnă au scăzut cu 30%. Noul coronavirus i-a făcut pe oameni să fie mai precauți, așa că au preferat să-și cumpere propriile echipamente de schi. Pârtiile sunt pline de turiști în acest sfârșit de săptămână în Poiana Brașov. Vacanța celor mici este pe sfârșit, dar distracția este încă în toi. Acest cuplu a venit tocmai din Constanța. În mod normal preferau vacanțele exotice în această perioadă, dar pandemia i-a făcut să caute noi metode de petrecere a timpului liber. Am hotărât pentru prima oară să pun și eu schiurile în picioare și să învăț un sport de iarnă. Le-am cumpărat. Sunt echipamentele noastre, personale. Bănuiesc că e mult mai ușor și mai safe să ai echipamentul tău propriu. De unde vreți să vă dați de sus, din Postovar? Da, din Postovar. Dacă o să reușim în două zile să urcăm, e o performanță. Poiana nu este pe primul loc, dar pentru situația de acum cu COVID-ul suntem mulțumiți că am ajuns aici. Anul acesta pandemia a adus schimbări în ceea ce privește sporturile de iarnă. Turiștii au închiriat mai puține echipamente sportive față de anul trecut. Avem o scădere de undeva 30% față de anul precedent, adică tocmai din cauza acestei pandemii. Rămânem la aceleași prețuri ca și în anul precedent, chiar dacă nu ne-au crescut un pic prețurile din cauza dezinfectanților și alte substanțe pe care le folosim în plus față de anul precedent. Zilele acestea, pârtiile nu sunt pline doar în Poiana Brașov. O vreme excelentă și cu zăpadă din belșug, găsiți și pe pârtiara Rău din Câmpul Lung Moldovenesc. Acolo ne aflăm și noi, cei de la Prima TV, în acest sfârșit de weekend, iar cei mai experimentați instructori vor preda gratuit prima lecție de schi. Vă așteptăm pe pârtie! Cursurile gratuite vor avea loc la ora 11, 12, 14 și 15 și vă puteți înscrie până în această seară pe site-ul focusprimatv.ro.